Frumos costumați, mai mulți elevi de la instituțiile de învățământ romașcane au realizat astăzi scenete de teatru în care au reprezentat personaje marcante ale istoriei românilor. Tema principală axându-se pe decapitarea marelui cărturar Miron Costin. Cum te-ai costumat astăzi? Miron Costin, varianta fără barbă. Varianta fără... Bine, ai o barbă improvizată cumva. Am tăiat-o, pentru că știam cum ești să pregătești tăierea capului și ca să nu-i incomodezi. Ce părere ai despre un astfel de spectacol? Față de anii precedenți este un pic mai greu pentru că îl are un rol principal pe Miron Costin și este mai dificil pentru că nu a fost un domnitor și e mai greu să face o piesă de teatru în jurul acestui personaj. Am venit aici ca să facem sceneta cu ocazia zilelor orașului. Ce personaj reprezinți? Reprezint personajul domnitorului Constantin Cantemir. Despre ce este vorba în sceneta voastră? Sceneta începe cu elevul, un elev oarecare care este reprezentantul elevului plictisit de școală. A, deci e o scenetă modernă, să înțeleg. Da, este o scenetă modernă și în vis îi apare Miron Costin cu sceneta lui Constantin Cantemir. Cum te numești, de la ce școală provii și pe cine reprezinți asta? Sunt Vibre Alexandru Ionuț, sunt elev la LPS și reprezint liceul LPS. Sunt Măcrei din sceneta Miron Costin. Voi pe rând, pe cine reprezintă? Reprezint Călău, care îl asasinează pe Miron Costin. Da? Tu? Cine ești? Eu, bodyguardul Sultanul. Și tu? Iordache Ruset. Ce rol ai în scenetă? Boier. De la ce școală provii, instituție de învățământ? Logic Episcop Melchisedec. Da, și pe cine reprezinți? Ce personaj reprezinți? Reprezint Mitropolitul Sava. La ce scenetă vom asista din partea voastră astăzi? Decapitarea boierului Miron Costin. De ce este important pentru elevii noștri? Pentru că boierul Miron Costin a fost un reprezentant al istoriei și noi vom învăța despre el. Și așa, făcând această scenă, va prinde bine celor elevi care vor vedea această scenă și vor ști când vor face această lecție la ora de istorie. Și vor avea în viziune cum a fost acea scenă din viața boierului când a fost decapitat. Sceneta a fost urmărită cu interes de romașcanii iubitori de teatru. Spune-mi drept, sunteți voi bucuroși că am luat Marea Împărăție a Cameniței? Mărite vizire! Mă tema vă spune drept. Atunci vizirul a zâmbit și a spus să grăiască fără a se teme. Noi, moldovenii, suntem bucuroși să se lățească împărăția în toate părțile cât de mult. Dar peste țara noastră nu ne pare bine să se lățească. Noi nu o să dăm locul, că pământul acesta este frământat cu sângele moșilor și strămoșilor noștri. Drept ai grăit. Să te întorci la vod al tău, om înțelept. Miron Costin a fost apreciat pentru istețimea ascuțită a minții lui, pentru mare lui dragoste de țară și pentru înțelepciunea profundă de care a dat dovadă în diversele împrejurări ale vieții sale, urmată tragic prin decapitarea lui Mișelească. Omorârea bătrânului cu barbă albă și lungă de voievod, în târgul lui Roman Mușat, în piața mare a cetății Romanului, căzut victimă mărșavelor uneltiri ale unor boieri intriganți de la curtea bătrânului voievod Constantin Cantemir. La sfârșitul scenetei, administrația locală a premiat elevii pentru implicarea lor și pentru talentul de care au dat dovadă.